După ce ai făcut primii pași în electronică și ți-a plăcut, vei dori să treci la nivelul următor. Primii pași pot include cunoașterea componentelor electronice, realizarea unor experimente simple și, cu siguranță, învățarea utilizării unui aparat de măsură. Apoi, vei vrea să avansezi și să înveți noțiuni mai complexe. Electronica, mai ales în zilele noastre, este un domeniu foarte complex. Nu vreau să vă sperie acum, dar e necesar să ai cunoștințe solide și să dedici timp pentru învățare și experimentare. O bază matematică sau o bază de matematică te va ajuta. Gândirea logică este esențială, cunoașterea limbii engleze este utilă, iar pe lângă toate acestea, cunoașterea unui limbaj de programare devine din ce în ce mai cerută. În 10 ani va fi dificil să găsești un loc de muncă ca inginer electronist fără cunoștințe de programare. Trebuie să luați în considerare că astăzi există microcontrolere foarte performante, care costă foarte puțin și nu mai este rentabil din punct de vedere tehnologic și economic să construiești ceva analogic, discret, de la zero. Beneficiem de tehnologie avansată și este suficient să scrii câteva linii de cod pentru a realiza lucruri complexe. Electronica, în general, este un domeniu special. Este unul dintre acele domenii pentru care trebuie să ai o pasiune dacă vrei să faci carieră. Nu este un domeniu pe care să-l înveți în 4 ani de facultate sau doar citind o carte. De fapt, dacă nu ai cunoștințele de bază înainte de a începe facultate, te vei confrunta cu dificultăți serioase. În facultate, de obicei, primești o teorie, adesea predată în mod ineficient, cu rare excepții unde profesorul este pasionat, implicat și capabil să explice fenomenele complexe fără a recurge la 2 kg de matematică, dar privind dintr-o altă perspectivă, chiar dacă profesorul se străduiește 100%, dacă studentul nu este atras sau interesat, la sfârșitul celor 4 ani va avea o diplomă care teoretic îl declară inginer electronist, dar practic nu are cunoștințe necesare. Și spun, la sfârșit va avea 4 ani, pentru că, după câte am văzut, sunt la noi, cam majoritatea termină facultatea, dar se confruntă cu legea lui om. E bine, mulți care au început să se ocupe de electronică de la o vârstă fragedă, așa cum se făcea pe vremuri, prin cluburi de electronică sau cluburile elevilor, cei de vârsta mea sau cei mai în vârstă cunosc cu siguranță ce vreau să spun, primeau deja cunoștințe solide în electronică de la o vârstă fragedă. Dacă erai pasionat, puteai să înveți singur, căutând răspunsuri. Când eram copil, vă spun sincer, mergeam la bibliotecă și copiam pe caiete întregi cărți de electronică, notând pur și simplu date de catalog despre componente electronice, scheme și așa mai departe. Eram pasionat. Îmi amintesc că îți puneam toți parametrii de catalog a unui BC107 pe din afară. Dar erau multe concepte pe care la 14-15 ani nu le înțelegeam. Nu aveam cunoștințele matematice complexe necesare pentru a înțelege anumite fenomene care mi se păreau foarte grele atunci. Și într-adevăr, literatura noastră tehnică de atunci era și, să spunem, un pic prea teoretică. Orice lucru, sau să spun așa pe românește, orice căcat era explicat cu 2 kg de formule matematice. Mă gândeam atunci în capul meu așa, cât de multe calcule fac inginerii în fabrici, cât de deștept trebuie să fie. Dar într-o zi am descoperit că de fapt nu eu eram problema, ci eu priveam tot timpul dintr-o perspectivă falsă. Gândeam prea complicat. Am primit de la o cunoștință niște reviste de electronică din afară, așa se spunea pe vremuri, sau din străinătate. Și anume am primit revista Elector din Germania și Nuovo Electronica din Italia. La 14-15 ani cât aveam pe atunci, obișnuit cu manualele alea de stil comunist, gen Îndrumar pentru electroniști sau Montaje electronice de vacanță, volumul 1, 2, 5, 6 și așa departe, când am văzut Nuovo Electronica, și acum mi se încrețește pielea pe mine, am rămas uimit. Chiar dacă erau într-o limbă străină, prin modul lor de prezentare și o matematică simplificată, unde fiecare calcul era demonstrat practic, cu poze, frate, îți arătau cum să conectezi un aparat de măsură la un tranzistor și ce tensiune ar trebui să-ți arate, de exemplu, la un tranzistor care lucra ca amplificator în clasa A, era incredibil, da? Pozele erau făcute foarte precis pentru un public ca mine.
Am înțeles noțiuni pe care azi sunt absolvenți de facultate care nu le cunosc și eram un puști. Da? Pe vremea aceea nu aveam Google Translator, nu aveam internet, de fapt, nu aveam computer, așa că îmi traduceam revista aia cu dicționarul, cuvânt cu cuvânt, și le puneam pe un caiet și era muncă de... Na, dar altă activitate nu aveam. Nu era nici Facebook, nu era nimic. Dar văzând acea matematică simplificată, cu exemple pentru fiecare pas de calcul, am început să înțeleg și ce reprezintă formula acea complexă care văzusem într-un manual de-a nostru și de ce în practică nu este neapărat nevoie să reinventezi roata. Asta a fost un aspect foarte important. Am învățat din acea revistă cât de simplu este să combin teoria cu practica, sau mai bine spus, să demonstrezi teoria chiar aia urâtă, fără a recurge la formule foarte complicate. În acest playlist vreau să vă demonstrez cum proiectăm un circuit electronic de la zero, începând de la redresorul de după transformator până la ultima piesă, prin demonstrații practice, dar dovedite și teoretic, cum combinăm matematica în practică, cum facem diferite măsurări, cum pur și simplu demonstrăm ce scrie în manual. Prin acest playlist vreau să ofer celor tineri și nu numai o metodă cum să abordați probleme complexe, cum să începeți un proiect, de unde începeți sau cum se ajunge la o formulă matematică urâtă pe care o găsiți în manuale. Vom combina teoria cu practica, dar nu pe viteză așa să ne scăpăm, ci pas cu pas. Așa că m-am gândit să facem un stabilizator și anume voi lua de fapt stabilizatorul ăla de tensiune care vi l-am mai prezentat pe canalul de YouTube, dar îl descompunem, de fapt o să-l facem de la zero, dar mai simplu, și nu-l facem așa, schimbăm asta și asta, ci începem de la redresor, stăm câteva lecții acolo, demonstrăm câteva lucruri, facem calcule, măsurăm și prin acest lucru vreau să vă demonstrez că electronica se poate învăța. Nu trebuie să fii un guru în matematică, dar nici fără matematică nu se poate. Majoritatea dintre voi aveți osciloscop. Vreau să vă arăt câte chestii faine puteți să aflați cu ajutorul osciloscopului. Cum chiar matematica aia urâtă o putem simplifica un pic. Cum ajungem la valori empirice. Și mai important, dacă vrei să înveți proiectare de circuite electronice, nu trebuie în niciun caz să ai neapărat o facultate. Stați pe aproape! Toate dispozitivele electronice necesită curent continuu. Circuitul responsabil pentru această sarcină este redresorul. Prin urmare, tensiunea de rețea trebuie redresată. Dar redresarea curentului alternativ generează un curent mixt, care, pe lângă componenta de curent continuu, conține și componente de curent alternativ la diferite frecvențe. De obicei, aceste componente de curent alternativ sunt nedorite. Ele sunt eliminate prin filtre, totuși o eliminare completă nu este posibilă. Întotdeauna va rămâne o ondulație reziduală. Totuși, acestea pot fi reduse la valori neglijabile. De obicei se redresează curenți alternativ sinusoidal și anume în principal curenți alternativ de 50 de Hz, cum ar fi cei care pot fi preluați din rețeaua de alimentare. În unele cazuri, redresoarelor li se oferă curenți alternativi de formă dreptunghiulară. În tehnica de telecomunicație se redresează curenți de semnal de cele mai diverse forme și frecvențe. Cu toate acestea, principiul redresării este aproape în toate cazurile la fel. După ce ai primit deja câteva cunoștințe de bază despre electronică și vrei să înveți mai multe, probabil primul circuit cu care trebuie să te ocupi este redresorul. Iar primul circuit redresor este cel monofazat sau monoalternat. Cum funcționează? Hai să începem pas cu pas. Avem un transformator. La intrare intră o tensiune de rețea care este de 230 de volt sau 220 de volt sau dacă ai ghinion chiar mai puțin. La ieșirea transformatorului avem o tensiune mai mică, alternativă, care are o formă de undă, cum vedeți în imagine. Acum vreau să redresez această tensiune, adică să o transform în curent continuu. Voi adăuga o diodă. Dar o să vedeți în cursul de surse în comutație că în unele cazuri redresăm direct tensiunea de rețea și apoi o facem iar alternativ. Dar
Hai să vedem mai întâi partea ușoară. Circuitul redresor monoalternanță este cel mai simplu circuit redresor care există. Numai în timpul semiperioadei pozitive a tensiunii de intrare, circulă un curent prin rezistența de sarcină. Tensiunea de ieșire este o tensiune de jumătate de undă. Semiperioadele pozitive ale tensiunii de intrare apar aproape nemodificate la ieșire, iar în timpul semiperioadelor negative, tensiunea de ieșire este zero. Am pregătit aici pe breadboard un experiment, și anume am pus o diodă 1M4007, cred. Am conectat un semnal sinusoidal cu amplitudine de 5V, peak-to-peak, și frecvență de 50 de Hz și măsor cu un canal al osciloscopului semnalul de intrare și cu un canal al osciloscopului măsor semnalul de ieșire. Deocamdată n-am pus o sarcină, pur și simplu osciloscopul este de fapt acum sarcina noastră, dar mai târziu o să experimentăm cu sarcini rezistive și capacitive. Bun, iar pe ecranul osciloscopului am aici semnalul de intrare. Vedeți partea pozitivă și partea negativă, iar acum dacă voi activa canalul 1, veți vedea că doar partea pozitivă a semnalului o să o vedem și activez canalul și hai să facem așa un pic de detalii să vedeți. Iar acum merg pe canal 2 și îl voi opri și vedeți acum puteți să vedeți mai clar ce se întâmplă după diodă. Partea negativă a fost tăiată și vedem aici doar partea pozitivă. Dacă modific conectarea diodei în sensul că o conectez invers în circuit, veți vedea că vom vedea apoi doar partea negativă. Și vedeți, acum vedem partea negativă. Și am pus triggerul mai jos acum și vedeți semnalul cum arată. Acum hai să întoarcem înapoi să vedem partea pozitivă. Acum vedem partea pozitivă, hai să activez înapoi și canalul 2 și voi ridica un trigger un pic mai sus ca semnalul să rămână stabil. Iar acum hai să măsurăm tensiunea pe în cazul ăsta ieșirea redresorului este la canalul 1 și este destul să merg la o funcție automată în cazul ăsta și anume merg la meter. Am aici AC-RMS, avem o valoare de 879 de milivolți, componenta AC. AC plus DC avem 1,11 V. Numai DC avem 684 de milivolți. Acum hai să facem un test și cu un alt tip de semnal. Am pus un sinus, hai să punem un rectangle. Și observați și aici ceva asemănător. Hai să opresc canalul 2 și vedeți că observăm numai partea pozitivă a semnalului. Dar despre acest aspect o să discutăm mai târziu. Vreau să intrăm în niște detalii despre care nu prea se vorbește pe YouTube. Am pregătit aici un transformator. Livrează mai multe tensiuni, 18V, 24V, 30V și am pregătit aici o sarcină. Am câteva rezistențe de 1,2 ohm legate în serie și aici am și dioda, dar prima dată am conectat sonda după diodă. Pe osciloscop vedem evoluția tensiunii, deci vedem numai partea pozitivă. Dar acum vreau să fiți atenți, pentru că vreau să fie un pic mai interesant și să explicăm toată teoria din spate, am pregătit și o sondă de curent.
și o voi conecta pe același fir cu sonda, deci după diodă. Hai să o punem așa. Și pe osciloscop vedeți că evoluția tensiunii și evoluția curentului sunt la fel, da? Sunt în aceeași direcție. Dacă punem una peste cealaltă, cu verde aici am evoluția curentului. Așa. Și vedeți, este la fel. Atât a fost în acest video, dar în lecția următoare continuăm. Luăm teoria aia urâtă și plictisitoare din manualul de electronică și o facem frumoasă cu ajutorul aparatelor de măsură și demonstrațiilor practice și facem o chestie faină. Cu această ocazie vreau să vă doresc la toți la mulți ani, numai bine, sănătate și mult spor și tot ce vă doriți voi în 2024 și nu numai, da? Toată viața. Numai bine, ceau!